Sunt profesor Dimitrievici Lucian Traian și vă prezint lecția Interclasarea vectorilor. În această lecție veți învăța ce reprezintă operația de interclasare a doi vectori în general, care sunt algoritmii pentru interclasarea a doi vectori ordonați, variabilele de memorie folosite în implementarea interclasării a doi vectori, interclasarea clasică, algoritm descris și program implementat în limbajul C++, interclasarea prin santinele, algoritm descris și program implementat în limbajul C++, și probleme care se rezolvă folosind interclasarea vectorilor. Interclasarea a doi vectori înseamnă reuniunea a doi vectori urmată de ordonarea vectorului rezultat, ca în exemplu alăturat. Sunt prezentați doi vectori A și B, 4 și cu 3 elemente, se generează vectorul C, reunindu-se, care în final se ordonează. Există mai mulți algoritmi pentru interclasarea vectorilor ordonați, sortați crescător sau descrescător. Printre aceștia, cei mai importanți vor fi descriși în această lecție, fiind interclasarea clasică și interclasarea cu santinele. Interclasarea clasică constă în parcurgerea, după citirea celor doi vectori ordonați, parcurgerea, spuneam, simultană a celor doi vectori, sursă, pornind de la primele elemente care se compară A de I cu B de J, element cu element, și elementul cu valoarea mai mică, respectiv mai mare, va fi adăugat, cum spunem, este copiat în vectorul destinație și se trece la următorul element de testat, din vectorul sursă. Acest proces continuă până când unul dintre vectorii sursă este epuizat, însemnând ca la finalul acestui vector să copiem restul elementelor rămase, care, fiind ordonate, se vor adăuga vectorului C, destinație care va rămâne ordonat. Iată ideea algoritmului transpusă într-o schemă grafică, schematizarea făcându-se pe partea stângă a acestui slide. Avem cei doi vectori A și B ordonați și se compară primul element din vectorul A cu primul element din vectorul B și pe cel mai mic îl trecem în vectorul C, după care vom înainta în vectorul din care am preluat elementul. Să vedem concret. Primul element din vectorul B este mai mic, o să-l marchez, este mai mic decât primul element din vectorul A, el se adaugă în vectorul C, destinație, și se trece la următorul element din vectorul B. Iată cum aici se duce la următorul element din vectorul B, actualizându-se și indicele vectorului B, J, plus plus și indicele vectorului C, destinație. Se compară din nou primul element din A cu al doilea din B și se adaugă cel mai mic în vectorul C, care de data asta este din vectorul A, trecându-se la următorul element din A și actualizându-se din nou indicele K din vectorul destinație. Iată cum se compară elementul din vectorul A 3 cu elementul nou din vectorul B, 4, mai mic este 3, cum s-a adăugat în vectorul destinație 3 și s-a actualizat atât I-ul, care ajunge la I2, cât și K-ul, care va ajunge la K3. De fiecare dată se actualizează fie indicele K împreună cu I, fie indicele K împreună cu J. Procesul se repetă până când se epuizează unul dintre vectorii sursă, A sau B. În acest pas, se copie restul elementelor rămase din vectorul sursă la finalul vectorului destinație, adică la finalul vectorului C, se copie elementele rămase din vectorul A sau din vectorul B. Variabilele folosite în implementarea programului sunt următoarele. Vectorii A și B, vectorii sursă și vectorul C vor fi definiți. Lungimile logice N, M ale celor doi vectori sursă. Indicii celor trei vectori A, B și C, I, J și K. Iată și o variantă de program C++
care implementează algoritmul de interclasare clasică. În primă fază, după declarația variabilor, se citește primul vector ordonat, mai departe îl vom citi și pe al doilea vector ordonat, și apoi vom implementa algoritmul de interclasare clasică, resetându-se cei trei indici ai celor trei vectori la 0, și apoi se compară cât timp nu s-a ajuns la sfârșitul unui vector din vectorii sursă, adică A sau B, se compară în această structură repetitivă cu test inițial, while, care din elementele generice A de I sau B de J este mai mic. În acest caz, fiind mai mic A de I, acesta se adaugă în vectorul C prin instrucțiunea C de K++ egal cu A de I++. Este o instrucțiune care comasează, de fapt, încă două instrucțiuni. S-ar fi adăugat C de K egal cu A de I, s-ar fi incrementat K-U, așa cum am spus mai devreme în slide-ul anterior, și s-ar fi incrementat I-U. Dar noi am contras într-o singură instrucțiune. Pe ramura de else, adică când această condiție nu este îndeplinită, adică când ar fi fost A de I mai mare sau egal decât B de J, urma să adăugăm pe B de J în vectorul destinație C, cu expresia C de K++ egal cu B de J++, cu aceeași observație ca mai devreme că se putea scrie prin trei instrucțiuni această instrucțiune. Am ajuns în pasul în care unul dintre vectorii sursă s-a epuizat și atunci se copie celălalt vector rămas sursă la coada lui K, da? La finalul vectorului C. Aici se copie elementele vectorului A de I rămase, în cazul că s-ar fi epuizat vectorul B, iar mai jos se copie elementele B de J rămase, în cazul că s-ar fi epuizat vectorul A. Și spre finalul programului urmează afișarea vectorului interclasat, care este C. Acest lucru se face într-o structură repetitivă cu contor, de la primul element 0 până la pasul K minus 1, pentru că K-ul la final, dacă ne uităm mai bine, mai crește odată, și se afișează elementele C de I ale vectorului C. Deci, în totalitate, vectorul C interclasat. Să vedem algoritmul al doilea de interclasare a vectorilor ordonați, interclasarea prin santinele. Spre deosebire de primul algoritm de interclasare, cel clasic, aici, după citirea celor doi vectori ordonați, se recurge a se construi două elemente noi, numite santinele. Fiecare element la sfârșitul vectorului ordonat, pentru că și aici vectorii A și B sunt ordonați. Elementul santinele pentru vectorul A va fi A de N egal cu B de N minus 1 plus 1, adică cel mai mare element din vectorul B plus o unitate, pentru a fi mai mare decât toate elementele din vectorul B. Analog, în vectorul B se adaugă o santinelă B de M, care este egal cu ultimul element din vectorul A plus o unitate, adică va fi mai mare decât toate elementele din vectorul A, această nouă santinelă. Și algoritmul în sine va utiliza pentru construcția vectorului C, a vectorului sursă interclasat, o structură repetitivă cu contor în care instrucțiunea de inițializare presupune resetarea celor trei contori la 0, celor trei indici I, J și K, pentru vectorii sursă și pentru vectorul destinație. Instrucțiunea de test verifică dacă indicele curent al vectorului destinație, al vectorului C, a ajuns la dimensiunea N plus M, adică suma dimensiunilor celor doi vectori sursă ordonați. A treia instrucțiune, cea de incrementare, trece la următorul element din vectorul destinație C, adică K++. Ca observație, vrem să specificăm faptul că în vectorul destinație C nu vor fi inserate celor două santinele care au fost construite anterior, tocmai datorită condiției pe care am pus-o K mai mic decât N plus M, pentru că cei doi vectori ar fi avut N plus M plus două componente, dar noi vom genera elementele fără ultimele două elemente care erau santinelele, cele mai mari elemente. La final, se afișează
din nou vectorul C, vectorul destinației, vectorul interclasat și care va avea dimensiunea N plus M. Să vedem și programul. Programul, prima parte a programului este asemănătoare cu primul program, pentru că vectorii sunt ordonați și citirea este asemănătoare. Și pasul următor este construcția celor două santinele, ADN egal cu BDM minus 1 plus 1, BDM egal cu ADN minus 1 plus 1 și construcția vectorului sursă, destinație C, de fapt, din cei doi vectori sursă A și B. Este susținea for, cele trei inițializări, testul, K mai mic decât N plus M, incrementarea. Fiind ADI mai mic decât BDJ, se adaugă ADI în CDK. Pe I doar îl vom crește manual, pentru că K-ul este incrementat în structura, în secțiunea de incrementare, în a treia instrucțiune a structurii for. Pe ramura de else, fiind mai mare ADI, o să-l adăugăm pe BDJ. Și aici vom avea BDJ și vom incrementa pe J manual. Din nou, spre finalul programului, putem afișa vectorul interclasat, care va fi vectorul C cu componentele CDI, de la 0 până la K minus 1, K care a ajuns până în pasul M plus N minus 1. Vă mulțumesc pentru atenție. O să vă mai prezentăm și lista de probleme, două probleme care s-ar rezolva și folosind interclasarea vectorilor. Prima problemă ar fi să considerăm doi vectori ordonați, tablouri dimensionale A și B de elemente întregi, ele fiind ordonate crescător. Și se cere să se afișeze în ordine crescătoare a elementelor pozitive din cei doi vectori. Din cei doi vectori. Elementele A de 5 cu minus 4, 0, 3, 5, 7, B-ul cu dimensiunea 4 cu elementele minus 2, minus 1, 2, 9 și afișează elementele pozitive, adică care au fost luate în ordine crescătoare 0, 2, 3, 5, 7 și 9. Și problema numărul 2, pentru cele două masive unidimensionale, observați că am dat spus de masive unidimensionale, mai sus am vorbit de tablouri unidimensionale sau vectori, e același lucru, de elemente naturale, dar data asta sunt descrescătoare, X și Y, să se afișeze elementele care aparțin doar primului tablou unidimensional sau primului vector, a vectorului X, ca un fel de diferență a două mulțimi folosind interclasarea. Și exemplu concret, pentru vectorul X de dimensiune 3 cu elementele 9, 5, 2 ordonate descrescător, vectorul Y de dimensiune 4 cu elementele 9, 7, 3, 1 să afișeze doar elementele din primul vector, adică 5 și 2. Cam aceasta este lecția propusă de mine pentru interclasări cu cei doi algoritmi, interclasarea clasică și cea cu santinele. Mulțumesc, la revedere!